Salut, sunt Ioana Blaj și sunteți la Alia, tot ce nu se vede. Astăzi sunt în fața voastră să răspund la foarte multe întrebări. Care este primul cuvânt pe care l-ai rostit vreodată și cum îl pronunțai? Nu știu care e primul. Știu în schimb că în loc de musafir spuneam mufasir. Și eram foarte entuziasmată de fiecare dată când venea ziua mea de naștere pentru că vin mufasirii. Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată? Nu știu exact dacă este primul, dar unul de care mi-aduc aminte și se întâmpla în copilărie. Am fost un clovn care a prezentat serbarea de Crăciun de la școală. Și eram un clovn, deci ăla a fost practic primul meu rol pe care mi-l amintesc. Primul job pe care l-am avut, fără legătură cu actoria, am fost hostess. Adică stăteam și primeam oaspeții la eveniment. Câți ani aveți? 14 ani, 15 ani. Mi-am luat un job part-time. Mi-a zis mama că dacă vreau să am telefon, trebuie să-mi plătesc singură cartela. Și cu ce să-mi plătesc cartela? Mi-am făcut rost de bani. Primul concert din viața mea. Mamă, nici asta nu știu. Dar știu cum când am fost pentru prima dată în discotecă în viața mea. Când am făcut 14 ani, am rugat-o pe soră mea, care e mai mare decât mine cu 8 ani jumate, să mă duc în discotecă. Și m-a dus și țin minte că în Brașov era discoteca No Problem și era un concert Haikyuu. Și a fost super fain. Adică mi-amintesc perfect seara aia. Cum te-ai simțit când ai câștigat primii tăi bani și ce ai făcut cu ei? Am zis mai devreme, mi-am cumpărat cartele la telefon și îmi plăteam abonamentul de... știi că înainte internetul aveai pe telefon fix, cumva, și era un abonament special care... Și asta am făcut. Deci eu aveam treabă cu telefonul și cu internetul. Care e prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie? Măi, nu mai știu exact, dar am o amintire legată de note. Știu că am luat un 8 la muzică în școala generală, pe care mi l-am modificat în carnet. Ce am făcut? L-am șters cu guma foarte, foarte bine, până am rupt foaia. Și am fost foarte ingenioasă, am luat o altă foaie și am lipit-o pe dedesubt și mi-am trecut 10. Doar că era scris cu stiloul și s-a dispersat așa culoarea, știi? Și chiar am crezut că mama nu o să se prindă. Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit? Trebuia să iau premiul întâi la școală. Și nu, luând premiul întâi pentru că trebuia să-l iau, că altfel era o problemă acasă, mă simțeam împlinită și liniștită. Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta? La Radu Muntean am făcut figurație specială în Bughi imediat după ce am intrat la actorie. Cred că asta a fost. Și eram fascinată. Fascinată de câți oameni sunt în spatele camerelor, de cum se lucrează, de cum n-are nicio legătură cu ce vedem noi la televizor, știi? Și foarte frumos. Prima celebritate pe care am văzut-o în realitate. Nu știu, știu că eram, când eram mică, eram fan Animal X și când l-am văzut pe Hienă pentru prima dată în realitate la un concert, mi s-a părut foarte intens. Și asta se întâmpla când eram puștoaică. Care e prima alegere importantă pe care am făcut-o în viață? Păi, dacă ne referim cu adevărat la alegeri importante, cred că momentul în care am schimbat să dau de la pase la actorie. Aia a fost prima alegere pe care am făcut-o singură, pe deplin și foarte importantă în viața, la începutul vieții mele mature, ca să zic așa. Vreau să dau la actorie, am dat la ASE pentru că nu m-au lăsat ai mei și m-am pregătit pentru actorie fără să știe ei și... Asta a fost alegerea pe care am luat-o eu, să dau la actorie fără să știe nimeni. I-am anunțat atunci, știți că, uite, eu am intrat la actorie, ei au zis ok, doar să nu renunț la ASE. N-am mai călcat niciodată pe acolo. Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional? Asta despre care am vorbit mai devreme. Când am intrat la actorie, pentru mine a fost prima reușită profesională adevărată.
ce regret că n-ai făcut niciodată până acum? Regret că nu am învățat să cânt și nu am luat ore de canto și nu știu să cânt. Nota aia de 8 la muzică. M-a marcat pentru tot restul vieții. Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat? Nu prea regret că am mâncat sau am gustat, pentru că îmi place să testez alimente și mâncăruri noi și sunt curioasă de felul meu în zona asta. Unde regret că ai întârziat și era important să nu întârzii? La școala de șoferi, la un moment dat, trebuia să dau examen și colega mea de apartament m-a închis în casă și nu aveam cheie. Da. Ce regret că ai uitat în mașina de spălat? Telefonul mobil. Cumpărat din primii mei bani pe care i-am câștigat de la film, deci de la film, nu așa, mi-am luat un telefon mobil și l-am băgat la mașina de spălat cu tot cu pantaloni. L-am pus după aia pe calorifer, am încercat să-l resuscitez. L-am pus pe calorifer și l-am uscat cu feonul până i-am distrus circuitele. Că puscându-l cu feonul s-au topit sau nu știu. Am încercat să opresc mașina de spălat și nu era din aia deșteaptă cum sunt astea acum, le pui pe stop și poți să deschizi ușa sau... Nu, trăgeam efectiv de capac cu mașina de spălat și nu... Vedeam cum se învârte acolo. Ce regret că ți-ai făcut la păr vreodată? Nu regret nimic ce mi-am făcut la păr. Am fost însă și unul, dar tot nu... Nu regret. Ce regret că ai pierdut? Oameni? Prieteni, unii. Ce regret că ai cumpărat și nu era cazul să cumperi? Mamă, de cumpăr foarte multe prostii și regret după 10 minute că le-am cumpărat, dar e prea târziu. Acum am mai domesticit, ca să spun așa, îmi fac coșul de cumpărături și las o zi, două, după care îmi dau seama, dacă mă uit a doua zi, că este fail total ce am acolo și dau erase, știi, dar măcar... Am reușit să-mi creez antrenamentul ăsta, să rezist o zi, două, fără să dau bai, știi? Ce regret că ai încercat să repar singură și mai rău ai făcut? Măi, am încercat să repar multe lucruri, dar într-un final a fost bine. Mașina de spălat, cu ea am lucrări. Dar deja am devenit expert în citit erorile de la mașina de spălat. Ce regret că ai stricat, spart din greșeală? Nu prea mă atașez de obiecte și atunci nu prea am regrete de genul ăsta. Nu știu să zic, n-am. Ce regreți că ai purtat vreodată? Am purtat o pereche de pantofi care mi-erau foarte mici când am făcut coperta pentru revista Tabu. Acum mult timp, când era revista Tabu. Și știu că aveam niște încălțări 38 în condițiile în care eu atunci purtam 40, aproape spre 40. Aveam degetele așa, mă uitam, chiar recent mă uitam pe poza aia și mi-am adus aminte de durerea pe care o simțeam atunci. Dar a fost o confuzie, și se vedea pe fața mea că eram ușor crispată. Ce regret că n-ai învățat de mică? Mamă, foarte multe lucruri. Mi-ar fi plăcut să învăț să cânt, mi-ar fi plăcut să joc tenis, mi-ar fi plăcut să învăț de mult să fac mâncare. Sunt foarte multe lucruri pe care regret că nu le-am făcut când eram mică, din sfera asta. Ce iubești cel mai mult la meseria de actriță? Îmi place foarte mult faptul că nu mă plictisesc niciodată și că prin prisma meseriei pot face lucruri diferite. Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe? Foarte mulți copii mă întreabă ce să fac, vreau să dau la actorie și ce să fac. Și sfatul pe care îl dau și pe care l-am primit și eu la rândul meu este: dacă simți că nu poți face nimic altceva, atunci dă la actorie. Dar dacă simți că mai e o fărâmă acolo în care crezi că ai putea face altceva, renunță. Ce visai să fii când erai mică? Polițistă, doctoriță, detectiv? Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie, în adolescență? Formația The Kelly Family. No, ei erau preferații mei. Da. Și au venit la Cerbul de Aur într-un an și m-am dus să-i văd. Ce hobby-uri ai? Nu mai am.
În ultimii 2 ani de Lia mi-am pierdut toate hobby-urile, nici nu mai știu care sunt alea. Am preluat-o pe Alice în viața mea. Timpul liber intră la domeniul de hobby-uri. Ce fobii ai? Nu, nu-mi plac șerpii deloc, adică chiar deloc nu-mi plac. Dar încerc cumva să-i tolerez și să mă obișnuiesc cu ei, mai ales că fiul ăla mic este pasionat de șerpi. Adică mă și gândeam cum a reușit să aibă o asemenea pasiune și... Da. Ce colecționez? Amintiri. Și momente faine cu ai mei. Care este cel mai îndrăznesc lucru pe care l-ai făcut vreodată? Înainte să am copii, îmi plăceau sporturile extreme. Am sărit cu parașuta, am făcut bungee jumping, eram interesată să urmez un curs de parașutism, dar astea pot intra la lucruri îndrăznețe, dar între timp mi-am pierdut îndrăzneala și mă rezum la a face doar lucruri banale. Ce lege ai încălcat fără să vrei? Nu se pot spune pe televizor. Care este plăcerea ta vinovată? Căpșunile cu ciocolată. Cu crema aia de ciocolată multă, fină, bună, rău. Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional? Cel mai mare vis este să continui să-mi fac meseria frecvent și să nu stau prea mult pe bară și să fac proiecte variate, film, teatru, televiziune, roluri cât mai diverse și să lucrez, practic. Asta e visul meu. Mulțumesc că ați urmărit acest interviu. Nu uitați să vă uitați în fiecare joi de la 20:30 la Lia, soția soțului meu. Să vedeți ce nebunii mai fac.